pentru fiecare din aceste proiecte sunt alocări bugetare, am considerat că reprezentanții pensionarilor, tineretului, reprezentanții școlilor care ne vor lucra cu noi, pot să lucreze ca și observatori și colaboratori. Dar pentru că premierile se fac din bani publici, considerăm că și consilierul trebuie să fie reprezentat în comisii și primarul prin persoanele pe care le va desemna din aparatul propriu. Acesta este raționamentul pentru care am făcut acest amendament. Conform prevederilor legale, sunt declarați aleși ca membri din Comisia de Organizare a Sărbătorii Comunitare Nunta de Aur, doamna Sfântescu, domnul Grăpoveanu și domnul Jinga Nicolae. Pentru Comisia de Validare, de Organizare, pardon, a Sărbătorii Comunitare Ziua Majoratului, număr consilieri prezenți 13, total voturi valabile exprimate pentru doamna Iancolovici Elena Camelia 12, pentru Oprea Aurelia Daniela 12, pentru două Cicara Dian 11, total buletine anulate 1. Conform prevederilor legale, sunt declarați aleși ca membri din Comisia de Organizare a Sărbătorii Comunitare Ziua Majoratului, doamna Iancolovici Elena Camelia, doamna Oprea Aurelia Daniela și domnul Cicana Dian. Pentru reprezentanții Consiliului Local Municipiului Oșa, Comisia de Premiere a Elevilor Județelor de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Oșa, Județul Mereniți, cu rezultate deosebite la Olimpiadele Județene Naționale și Internaționale și a profesorilor următori. Număr consilier prezent 13, total voturi valabile exprimate pentru doamna Chircu Doința Mariana 12, pentru doamna Ciuverca Ionela Daniela 12, pentru Calea Ionel Fonel 12, 1 anulat. Conform prevederilor legale, sunt declarați aleși ca membri din Comisia de Premiere a Elevilor Unităților de Învățământ pe Universitate din Municipiul Oșul Județul Mereniți cu rezultate deosebite la Olimpiadele Județene Naționale și Internaționale și a profesorilor, îndrumător, doamna Chircu Doința Mariana, doamna Ciuverca Ionela Daniela și domnul Calea Ionel Fonel.